Azi ne enervăm rădău pentru că reacționăm la copii răsfățați care au depășit limita. La fel cum ai depășit-o tu dacă nu te-ai abonat la canal și ne-ai apăsat pe clopoțel pentru a deveni un amantat zile, la fel ca frumos ăsta de aici. Și a, noi să sărim tata direct în clipan. În primul rând îl avem pe ăsta care a postat, a trimis pe Snapchat căci că voiam un Ferrari, te urăsc tată. Și el a primit un Lambo, veredita mai Lambo. Păi dacă mie mi-ar fi luat tata mașină în primul rând de ziua mea, că nu mi-a mașină de ziua mea, cum ar fi trebuit să zic? Voiam Dacia Logan, tată, nu Dacia de asta simplă sau ce vrei să zic, vere, auzi și tu? Păi cum să-ți ia, mă, tactul Lamborghini să zici că vreau un Ferrari, te urăsc, tată. Să străiască ție, mamă, 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 cum ar fi mers, aolo, aolo. Ia uite-l pe ăsta, cică numai 50.000 de dolari pentru ziua mea. Îi urăsc pe părinții mei. Să străiască ție, băi, numai 50.000 de dolari de ziua ta? Păi de mi-ar da și mie, mama, măcar 50 de dolari de ziua mea. Aș faci, iau! Ești nebun, auzi că numai 50.000 de dolari de ziua mea. Îmi urăsc părinții. Doamne, doamne, pe ce lume trăim, doamne, unde m-am născut, de ce nu m-am născut și eu ca ăștia, doamne, să-mi urăși eu părinții, auzi că nu-mi dau și mie 50 de, de ce nu-mi dau mai mult de 50 de mii, mamă că spart microfonul direct. Ia uite pasta, ci că am un mesaj pentru toți țăranii. Stop being poor. Adică, gen, băi, țăranilor, nu mai fi săraci, mă, că eu am Chanel, 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 Chanel. Ba, stai să zicem că mai merge, de fapt, nu mă pot enerva, mă, până la urmă, se flexează pe noi, nu mai fi săraci. Ai bani de la părinții, șmecheră, n-am ce să-ți fac, eu n-am. Deci ăsta de până acum, ăsta a mers cel mai departe, vere. Ăsta a mers cel mai departe. A primit de ziua lui un Lambo și a zis, nu voiam, băi, Lambo, voiam Ferrari. Și a dat foc la mașină. A dat foc la mașină, fraților. Deci dacă mie o să-mi fac așa copilul meu când o să-i cumpăr eu Lambo, asta e un întreg lume. Pă bune, de, nu l-aș, nu știu, i-aș face undeva așa o casă separată, numai din pământ, l-aș pune acolo, l-aș ține, i-aș da de mâncare pe zi și atât, de mers la școală pe jos, pe jos unde din capătul ăla al orașului până la aș pune la școala cea mai îndepărtată să se ducă. Auzi și tu TikTok, ci că toată lumea cântă banii lui tata la copilul bogat al școlii și îmi pare rău de el. Băi, ce bine mi-ar părea și mie să le pară la ăștia rău de mine dintr-un urus sau ce e ăsta. Ia uite cum vine vărul la școală cu urusul să mă bată mama și la mine colegii mei, cel mai șmecher din școală vine cu un Hyundai cu ceva și ăsta vine cu urusul la școală, ești prost. Ia vezi și tu, cică, nu mă pot decide, tata mi-a luat toate cele 5 culorile. Băi, să străiască ție, nici eu nu mă pot decide, mi-am luat doar culoarea albastru, oare ce culoare să-mi iau, să mi-l schimb? Spuneți în comentarii. Ia uite-l pe ăsta, cică, scuze, cred că o să-mi iau un nou Lambo, doar că și-a udat puțin. I s-a udat puțin Lamborghini-ul, cică, ups, o să-mi cumpăr un nou Lambo. A, uite-l pe ăsta. Și că am ajuns fără farfurii. Au ajuns oamenii mei fără farfurii. Ce fac? Mănâncă pe tabletă. Să străiască ție, vărule, nu-ți dau mail-ul meu, nu-ți dau adresa mea să-mi trimiți și mie tableta aia, că eu mă joc, o folosesc, fac altele pe ea mult mai bune decât să mănânc pe ea. Stai liniștit. Ia uzi, și că back to school. Ia vezi cu ce merge vărul meu înapoi la școală. Vere cu avionul privat, gen, fără mișto. Eu merg și acum la școală, pe jos. Sau în cel mai bun caz, în diminețile șmechere, iau autobuzul. Vărul meu, back to school, așa puțin supărat, îi vine, pune și un emoji așa de pistol că îi vine să se împuște. Se întoarce și el la școală cu private jet-ul. Fiecare cum poate acum, nu știu exact cum îl face, îl aruncă cu parașuta din elicopter, din avion, nu știu cum face ca să ajungă la școală. Cred că aterizează undeva pe școală, habar n-am. Ia uite-l pe ăsta, cică, mamă, 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 că mă enervez, doamne, 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 ce mi-ai dat, doamne, să văd, cică. Sper că profesoara de matematică acceptă și așa. Ăsta și-a scris chestiile de matematică pe spatele iPad-ului cu markerul. Marker per permanent. Îl voiam pe galben, îmi urăsc părinții. Băi, tată. Băi, tată, nu, nu, că eu mă ridic, doamne. Băi, tată, doamne, mă ridic și plec, nu mai fac niciun videoclip. Băi, vere, cum să zici, mă, așa ceva? Auzi și tu, îl voiam pe galben, îmi urăsc părinții, dă-mi-l mie, mă, vere, ăsta dă-mi-l mie, lasă-l așa, dă-l încolo, într-adevăr, e urât pe verde, e urâtă culoarea, dă-mi-l mie, așa, și ia-ți tu unul galben, zile la ai tăi să-ți cumpere unul galben, că ăsta e urât, într-adevăr, e prost, așa-l ții tu ăsta, la valoarea ta, la banii tăi, la alea ale tale, ții tu ăsta, nu? A, uite-l pe vărul, frumos, părăsește curtea.
Uite-mă cum aruncă unii gunoiul. Mamă, dar nu ți-e greu să-l arunci pe jos? Băi, tată, băi. Băi, tată, băi. Și eu când mă duceam kilometri... Glumesc. Eu când mă duceam 2-3 blocuri distanță, mai erau la blocul de lângă gunoi unde arunc eu la mine în cartier când eram mic. Mai se luau și ea de mine, mă mai și bătea uneori, mai și trebuia să fug. Ce să mă mai plâng eu, mă? Păi pe bune, eu luam bătaie ca să arunc gunoiul și uite pe vara mea cum aruncă ea gunoiul. A, uite-l pe ăsta, cică, mi-am spat iPhone-ul ca tata să-mi cumpere unul nou. Asta am mai auzit, asta am mai auzit, au mai făcut tovarăși de-ai mei ăștia care au tot mai bine și-și permit așa ceva, am mai auzit schema asta, la mine nu merge, la mine îmi spărgeam ecranul, îmi zicea mama, n-ai fost atent? L-ai spart? Așa să stai cu el, să înveți minte să ai grijă de lucruri, așa am zicea. Și că, auzi și tu, a făcut ăsta dita mai accidentul, a făcut daună mașina aia, care e scumpă, ca idee, așa? Și cică, nu-mi pasă, tata o să cumpere oricum una nouă. Dă-mi-o mie, mă, dă-mi-o mie așa că cred că roata aia îmi cumpăr mașină top din ea, ești nebun la cap, îmi iau mașină forță din ea. Băi, știți că noi când eram mici era un joc de la, sau poate și acum vă mai juca, Jenga. De la de trebuie să pui lemne unul peste altul și niciodată nu-ți ieșea. Tot timpul eu pierdeam la ăla, nu știu de voi, eu tot timpul am pierdut la jocul ăla. Ei, așa joacă și tovarășii noștri, Jenga cu niște iPhone-uri așa, într-adevăr, niște iPhone-uri cam vechiute, că cred că pozele sunt vechi. Da, oricum, sunt iPhone-uri vere, adică n-ai ce. Auzi și că private school check. Ia vezi cum arată parcarea la școlile private. Panamera-ul lui. Ia, stai așa, stai așa, stai. Și că ăsta e aludin, ăsta e a nevastăsii, ăstea, uite-te mașini ce au ăștia la școală, uite parcare ce au ăștia la școală. Ce au ăștia, mă, la școală, să mă bată mama, dar cine sunt acolo? S-a strâns fisul lui Siriac cu copilul lui Messi, cu copilul lui Cristiano Ronaldo, cu varăsa lui I Show Speed, cine s-a strâns acolo? Ce e aia, mă, dar au făcut aia acolo, reuniune de vedete, ce e acolo? Că să mă bată mama dacă vin la mine în parcare, mai e așa un Audi A4 de la 2010, care e șmecher, ăla e calificat. În rest avem așa, golfuri, logane, mai un Duster, mai d-astea, m-a spart vărul meu, auzi și tu, mașini, parking lot, ce-au ăia, mamă, parking lot, auzi la mine, am dat-o și eu pe un pic pe americanisme. Și că nu mă pot decide ce culoare să iau, așa că o să le cumpăr pe toate. Păi și nu-mi dai și mie unul să-ți trăiască ție și mie și nouă și tuturor și vouă și tuturor? Nu-mi dai și mie unul? Și că auzi-l pe ăsta, faci o poză la Rolex și se vede mecul în spate și auzi ce zice. Mă gândeam să încerc și eu mâncare de țărani. Pleacă-mă de aici, cum a putut să zic așa ceva? Cum a putut să zic așa ceva, vere? Dacă nu când eram eu mic, nu vă mint cu nimic. Eu n-am McDonald's la mine în oraș. McDonald's-ul e la Deva, la 20 de kilometri de mine. O dată pe lună mă ducea mama cu autobuzul, că n-avea mașină, la McDonald's să mănânc și eu. Și-mi luau un Happy Meal care pe atunci nu știu dacă era 15 lei, că au crescut prețurile de atunci. Și băi, nu că era mâncare de om normal. Deci zici că eu cu președintele mâncam. Când mă ducea mama la Mac, simțeam că eu cu președintele ce mai suntem așa și maker. Mă, numai eu cu Donald Trump trebuia să ne strângem la o masă. Eu cu Donald Trump, cu Țiriac, să mâncăm toți trei la o masă McDonald's, așa era în capul meu, cu Gigi Becali, cu ăștia. A, uite-l pe ăsta poză ce-a pus, și că singura cale de a ajunge la un restaurant și pune poză cu ceapărul direct. Băi, tată, mă, dar pe jos nu mai ție bine, uite așa, uite așa, două chestii. Una, două, le iei pe astea frumos, te pui, uite, te ridici așa de pe scaun frumos, te iei, le pui și mergi pe ele, uite așa, merge, hop, hop, stângul dreptul, dacă ți-e greu. Și frumos ajungi la un restaurant, mai apropiat, mai depărtat sau în cel mai... Rău caza, e destul de complicat, adică nu e chiar așa. Te pui pe mașină, stai în fund și conduci așa, uite, stânga, dreapta, semnalizezi, bagi în viteză. Dacă nu vrei, dacă n-ai automată, dar la banii tăi ai și automat, adică nu e chiar așa. Ia uite-l pe vărul meu, hai să vedem casa lui. Are cinema privat, zici că stă în castelul Huneazilor de la mine de aici din Hunedoara. Una așa, ca ideea asta. A, uite, frumos așa, nu mai ne arăta vărurile, nu mai ne arăta că le-am lămurit. Totuși bine, ești numărul 1, ia uite bucătărie, ce are, care bucătărie, cât blocul meu. Ia uite-l pe ăsta, a primit și el un cadou acolo de Crăciun. Niște dolari, așa, nu știu exact câți dolari sunt. Așa, frumos, frumos, frumos. Și se uită, nu prea înțelege, dar parcă am puțin dolari, sincer. Și reacția lui e că ce e asta? Bine, n-am, într-adevăr, acum mă la pare că e un dolar, vere, nu știu cât sunt, nu dau seama cât e. Dacă e bagnotă de un dolar, acum, da, și eu m-aș fi supărat să-mi dea cineva și așa de ziua mea un 4 lei, că cam atât ar însemna, 4 lei, aproape 5 lei. M-aș supăra și eu, acum n-am să vă minu, pot să zic, acum sunt și eu bogat dacă mă supăr la 4 lei. Voi nu v-ați supărat, mă, ia ziceți-mi în comentarii. Păi da, cam asta a fost cu episodul de azi. Ce să zic, copii bogați de ăștia, așa, cam ca mine. Asta ar fi una dintre glume. Cam asta a fost cu episodul, dacă v-a plăcut, like, subscribe, share, kiss you.